O târgujiancă a fost înșelată de o falsă vrăjitoare. Aceasta din urmă a abordat-o pe stradă și i-a promis descântece de bine. Târgujianca i-a dat bijuteriile să îi le descânte, dar a rămas fără ele. La data de 4 decembrie 2020, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de o femeie de 41 de ani din localitate cu privire la faptul că a fost indusă în eroare de o persoană necunoscută care, sub pretextul că li va rezolva problemele personale și sentimentale, i-a solicitat să așeze bijuteriile pe care le deține, respectiv 3 inele și o pereche de cercei, într-o batistă și să nu o deschidă decât după 30 de minute. După acest interval de timp, femeia a realizat că i-au fost sustrase bijuteriile, fiindu-i creat un prejudiciu în valoare de 1600 de lei. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune și au identificat și autoarea, o craioveancă în vârstă de 38 de ani.